Salutare! Bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube Provision. Astăzi vom face împreună, pas cu pas, instalarea acestui kit NK42E0H. Haideți să începem! Avem aici fișa tehnică și detalii tehnice ale camerei și NVR-ului. NVR-ul, camerele, cablul HDMI, cele patru cabluri UTP și un cablu pentru conectare la router, dar noi deja avem unul instalat, așa că îl vom folosi pe acela. NVR-ul. În cutia acestuia avem și mouse-ul și sursa de alimentare. Începem întâi cu sursa de alimentare, conectăm sursa de alimentare la NVR. Totodată acest NVR are deja un hard disk preinstalat. Conectăm și mouse-ul. Conectăm și cablul HDMI. Și celălalt capăt pentru monitor. Să continuăm cu camerele. Am cablul UTP și începem să conectăm. La fel vom face și cu celelalte trei camere. Iar acum conectăm NVR-ul la rețeaua de internet pe care noi deja o avem instalat. Iar în continuare vom începe procesul de instalare a NVR-ului. Primul pas este să selectăm limba dorită. După limba selectată, NVR-ul va reporni. După resetarea NVR-ului, apăsăm butonul Ignore. În cazul în care doriți, puteți selecta rezoluția Full HD. Am ajuns la pasul de activare, prin care creăm o parolă a NVR-ului care necesită o majusculă, numere sau caractere speciale. La a treia căsuță, selectăm Utilizați parola dispozitivului. La ultima căsuță, este necesară introducerea unei adrese de e-mail validă pentru a putea recupera parola în cazul în care o uitați. Apăsăm Activare. Vom crea un model de deblocare pentru o siguranță crescută. Setăm fus orar, formatul datei, data sistemului și ora sistemului. Lăsăm funcția DHCP activată. Mergem mai departe. Activăm serviciul cloud pentru aplicația mobilă. Edităm codul de verificare. Confirmăm. Și apăsăm pe următor. Observăm că toate cele patru camere sunt conectate la NVR. Am ajuns în secțiunea de stocare. Vom biva hard disk-ul și butonul de inițializare. Apăsăm butonul de finalizare. Observăm că toate cele patru camere sunt active și funcționale. Următorul pas va fi să instalăm aplicația Rovision Connect din magazin Play sau App Store. După instalare, intrăm în aplicație. Selectăm regiunea. Apăsăm butonul Autentificare înregistrare. Se va crea un cont cu adresa de e-mail sau numărul de telefon. Noi avem deja un cont creat și îl vom utiliza pe acesta. Ne-am logat. Pentru adăugarea NVR-ului în aplicație, apăsăm butonul de adăugare dispozitive, care este marcat cu un plus. Scanăm codul QR de pe spatele NVR-ului. Dispozitivul a fost recunoscut după scanare. Apăsăm butonul de adaugă. Mai departe, adăugăm codul de verificare pe care l-am modificat în setările NVR-ului din secțiunea Cloud. În lista de dispozitive regăsim NVR-ul. Apăsăm pe el și au apărut camerele. Pentru mai multe detalii tehnice, apelați la numărul nostru de pe site-ul Rovision. Link în descriere. Nu uitați să dați like și subscribe la canalul nostru. La revedere!